Bună ziua, dragi prieteni! N-am făcut filmulețe de mult și azi, dacă lucrăm la Albin, trebuie să mai fac un filmuleț. N-am făcut filmuleț din pricina că s-a stricat telefonul și până am cumpărat altul, am mai trecut o leagă de timp. Situația știm că e cam dificilă. Și cât ați translăzăm de atât că alaltă ieri a internat porumbul și ieri a început să ne uităm la Albin. Ultima dată noi am lucrat la Albin, am dat sirop de completare, sfârșitul lui august, începutul septembrie, așa dacă nu greșesc. După asta s-a început recoltatul la Floarea Soarelui, după Floarea Soarelui porumb. Am făcut două tratamente, am văzut că nu precad păduchi puțini, de atâta nu prea am făcut tratamente. E bine, e rău, asta vedem în primăvară. Ce pot zic din zona noastră? Zona noastră e seștă, zile chiar că e uscat tot în jur. Și e jele. Cu polenul stăm foarte prost. Dacă în alte părți a Moldovei o mai plouat, o mai înfloric ceva, la noi anume partea asta. Malul Prutului acum înflorește. Am înțeles că stuful și mai dă o leac de polen. La noi Olex Calbinile, dacă așa ne uităm de ghe zboară, dar ele așa zboară de atât că am mai scos, scoatem hrănitoarele și mai ieșit o ramă, poate mai rămas acolo niște ceară și de atâta elea s-o lecție, s-o agitat acum. Vreau să transvazez de atâta că am mai unit și s-o mai eliberat din polistirol stupii și să transvazăm din orizontal sau lejac, cum îi zicem noi, din orizontal să transvazăm fie mai ușor, fie mai ușor de uitat întrânsă și de lucrat. Și azi dăm cipuiet. Iată dacă de două zile sunt mai liber, am mai uitat ce mai pun băiețe și am văzut că lumea are puiet chiar foarte bine, parcă e primăvară, ei merg în dezvoltare. Eu nu cred să avem așa ceva, turții n-am dat că e situația financiară foarte grea și asta e ce este. Slava Domnului, suntem sănătoși și așteptăm ploaie și binecuvântare la Dumnezeu. Aia ca copiii, de pe jur, cât mai lucrăm, mai să-l dăm. A unde să-l dăm? Îl dăm? Nu, trebuie să-l dăm înainte, când avem un el, da. Și ia, pierunță. Aici stai un roi. Da, aici stai al urdinișul. Dacă aici ieri am translăsat unul, de acum cam știu că am ce situația, azi zicem că asta e cu o matcă de la Mircea Trifa, da. Copiul s-a pregătit tot, dar văd că nu a pregătit, Dalta. Așa. Și un de la Pap, dacă nu mă greșesc. Noi scrim pe dâns și Besc, dar ies, cheamă altul, o lecuță ca altfel. Ce vreau să zic e situația, dă-i marcica trece în partea aici. Am înțeles că la România e 8 roni, dar la noi e 24 de lei și aceia nu o cumpără. Eu cred că nu-i secret. Lucram cu Ina de la Orhei. Ei ne-au spus că Adrian, acușa e gata, acușa o luăm și s-au mai cumpărat și cu 30 la Bucuria sau 29 care au mai dat băieții și cu 27. Eu am așteptat, de acum nu mai am unii mai aștepta. Chiar n-am deloc unii aștepta că am mai făcut niște investiții, am mai luat niște credite și chiar să trăiești trebuie și n-avem unii aștepta de acum. Și am văzut un anunț pe grup, Ap Fier, cumpără rapiță și salcâm. Punem capul aici, Alexandru. Și am sunat și eu băieți și zic ce dă și cum dă. Mai scurt la mână, dau 24 de lei la rapiță. Și la salcâm 50 de lei. Noi ultima ramă o dăm după diafragmă, să mai tragă dacă ori mai trage ceva în cuib. Poate lucrarea asta trebuie făcută puțin mai înainte, dar
V-am spus, noi cam totdeauna cam suntem ocupați cu altceva. Și cu părere de rău, cu apicultura măcar cât de cât dăm măcar înainte, măcar și cu prețul de 24 de lei. Și au venit și ei analizele și de acum suntem de acord, dăm și cu 24 de lei că n-avem încotro. De poliflor, de floarea soarelui, nici nu vor să audă, până și așa. Și asta e cu situația care la ziua de azi. Așa. Cam așa se arată. Le arăt așa repijor. Mai schimbăm și vreo două cuvinte. Eu mă strădui să nu scot rămile din mijloc, când de acum intrăm la iernat, dar dacă așa pun o ramă după diafragmă și în 80% dacă avem puiet, dacă okay. Matca, se vede așa. Puiet aici nu avem, drept că rama cam e neagră. N-avem puiet. N-avem, că nu, dacă și unde este, e câte un, un cerculeț așa mitit. Nici aici. Mai scoatem câte o ramă, dacă mai trebuie este. Noi nu tare, tare le strângem. Cam pe toate s-o strâns, eu nu vreau să, dar slăbuț albinile între iarnă și slăbuț de aceea că nu-i polen. Trebuie hrăniti, dar v-am spus, n-am avut bani. Mierea stă în depozit. Aici mai avem o leac de albină. Și ce avem noi aici? 2, 4, 6, 7 rame și una după diafragmă. Cam așa le strângem noi, cam așa e la mine, 7 rame. Care 7, care 6, rar care 8, asta e foarte rar. Și așa îl vârâm în iarnă, rama asta numai decât o scoate prin noiembrie, când se mai răcește o lecuță. Și acum mai punem un tratament, unii tratamentele, pinseta. Apas pe o pauză, până astea duc. Da. Pe care pauza, cred? Păi ele au venit. Da, noi am scuturat orizontalul și ele au venit. Așa un tratament cu filtru de, aici, cu hârtie de filtru, 750 de grame de ulei și 100 de grame de amitraz, dacă nu mă greșesc. Prima dată fac, de asta nu pot să vă spun nică, ce-o trecut după o zi de făcut, păi nu a căzut nici un pădut. Azi dăm pe parcurs dacă mai fac ceva și nu vă pot spune că e bun tratamentul, nu e bun, de asta nu recomand la nimeni. Am parcurs la așa ceva, cum înainte cumpăram de la Apinord, de cele rusești, dar cum că nu-s bani deloc, sincer vă spun că situația e foarte grea. Și de atâta a început și noi să le facem mai ieftin. Asta nu înseamnă că e mai bine, sau poate nu e mai rău, nu știu. Mai tranzăzăm una și mai schimbăm vreo două cuvinte. Acum, ce vreau să spun despre regim. Hai, puneți aici, mai aproape de telefon. Anul ăsta am cumpărat mai multe regini de la Mircea. Am dat comandă din iarnă. Nu vă spun de ce. Eram o leacă dezamăgit de roiurile care le-am făcut, că anul trecut am cumpărat foarte multe regini de la Pietru Săcară și era cam dezamăgit. Dar a fost mulțumirea mea, sau cum să spun, uimirea, fericirea aia ca copii, plăcerea. Când am strâns, miere la rapiță și la salcâm. Parcă alghine era și la măcile la Săcară, parcă alghine era și la mine. Am baric de-a lui că erau cu două căldări, sincer vă spun.
Marcica a zis, cum soția mea o să așa, să avem 200 de familii buni, care, că nu toate măcile au fost de-a lui Săcară buni sau foarte buni, dar un 60-70% au fost buni, eu sunt mulțumit. Și nu că-i fac reclamă sau asta, dar spun ce părerea mea, vă spun că am trecut, chiar am care persoane, prieteni mei, știu că cum Adrian, e așa, nu prea mulțumit eu, cum nu mulțumit, slabitare a intrat în iarnă. Poate a intrat de cei care era polen slab, poate nu le-am hrănit, poate mai mult îi poate. Dar la rapt și la salcâm, foarte mulțumit, foarte mulțumit. De asta, cum o soția mea, 200 de familii de aici, dar nu-ți trebuie nici combine, nici nicăieri. În sens că în medii, de la un cap, spun minimum, de la 10 kg, 15 kg, dacă nu și mai mult în sus, pe medii, alu Pietrea Săcară o da mai mult față de a mine. Și cum că le-am comandat de la Ucraina, de ce n-am mai cumpărat? Că am cumpărat pe urma de la dânsul, nu mai țin, vreo 50 am cumpărat precis, încă de măci. Dar am cumpărat mai mult ucrainești decât de la Mircea, de atâta că noi am dat comandă din iarnă și de asta așa s-au prânit. De la Pietrea, care au fost buni, care eu sunt foarte mulțumit, sau noi suntem mulțumiți. A fost pierner foarte bun. Și la ce nu am fost mulțumit, era un BE, așa se chema el, nu știu pe ce bază el îi sau de pierner, am înțeles că e carne, care au fost foarte slabe, anume BE-ul. Dar carne, asta care e piernerul, aceala, să-i dea Dumnezeu sănătate la selecționer și lui Pietrea, că o adus așa mânci. Eu sunt mulțumit. Toate, chiar acum ea, dacă să mă uit la dânsului familie intrată care în iarnă, sunt cam slăbuță. Nu pot să zic că sunt familii, dar n-am familii puternici tari. Dar asta e situația. Eu arăt ce am, nu vreau să fiecare face alegerea. Acasă tot un s-a prânit că e un beschit, dar nu este nici o cușculiță. Așa. E cușca jos aici. E cușca jos? Ia, ca de la pap. A, nu, dar nu e embleu, ce ți-a făcut. E de la pap. Nu, cine-l, Mircea Trifan, îl vizionează, el, vă spune mai corect, avem și Sinevir, și avem mult F0, dacă avem aici puțin puiet, dacă se poate văzut. Căpăcit. Da, așa e. S-a văzut sau nu s-a văzut? Da. Acum ședem și prietena. De asta nici nu pot ia ca și prietena. E un roșu interesant, așa un roșu tuma vișniu. Se vede, e neagră. Spune că e cu, că e cu burta. Arată și cu ca finii sau tot așa una lăsând pe diafragmă. Și asta e situația. Ce am vrut eu să spun cu măcile, anume cu mierea, foarte greu. Dar trebuie să mergem înainte. E ușor, cum ar zice, că e ușor de zis. Mergeți înainte când e greu, dar n-avem încotro. Totdeauna zice că ucrainenii, băi, cum pot ei să meargă înainte și noi nu putem? Noi trebuie să găsim soluțiile, cum ei merg înainte și vând mierea ieftin, așa, trebuie să facem și noi. Dacă ei trăiesc și nu se lasă de apicultură, sau și noi trebuie să găsim ieșirea din situație. 2, 4, 6, 7. E așa, poate ar mai trebui vreo ramă, 6 rame, dar asta. Ia ca este și cușculița. Tac. Beschid. Roman. Tarah. Nu cu. Ia ca așa arată. Nu știu dacă se vede. Așa. Trebuie să-i dau drumul cu așa, în jos. Tac, dar n-am pus tratament. Tratament. Aici.
Bun, punem pauză, mai uităm vreuna, câte minute sunt? Poate uităm o familie. Te mai arătăm încă unul. Aici am un dolcinez de-a nostru, un roi. Trebuie că ele-a făcut pe mai. Nu știu dacă e scris eu, nu știu că sunt nicăieri. Nu știu că așa sunt ele. Dacă lasă încet șor, asta arătăm așa, o ram cu ram și nu uităm tot. Tot dacă e albin așa, așa. Slăbuț ca cu albina, în sens că nu tare. Cu cineva zic, băi, le strângem în 3 rame, așa se poate strânge. Asta-i. Așa le strângem, nu? Fiecare cu practicile lui. Răzut albina, dar asta e situația. Ce ori mai strânge le-a în ghem. La cineva o mânca mâncarea și o foc cu el. La noi mâncare este. Polen nu avem. Asta mi-e slăbit. Polen. Dar... ce să faci? Aici ar trebui și matca cu neagră. Aha, ia ca matca. O matcă. Tolcineț. Dacă e nu e însemnată, copii. Aceți sunt însemnători. O vede? O vezi? N-avem, n-avem puiet, avem cu. Avem cu următoarea neagră. Aici avem câteva celule de polen. Și ultima ramă. Începi să ai o lecție mai ușorică, începi să de pe margini să pui în mijloc. Bun, unde era matca? În apă. A? Ce l-am dat? Ce trebuie să arătăm cum însemnăm, știi? Hai. Noi însemnăm, poate. Dar mi-e că și pe aceea. Pe ce lantă? Eu de-au. Eu de-au. Da. Interesant, și nu ține. Hai, las copilul, așa. Ia. Trebuie să arătăm cum însemnăm noi măcile. Noi așa însemnăm. O, așa. Stai că nu văd. Scot șapca. Este o vedeți? Ha, a, ia, ca este. O matcă neagră. Ia, bați aici? Prindem așa la mijloc, să nu murdărim. Cam tremur mâna de acum. O lecuță că o lăsăm sus, sus. De dorit. Și ne stăruim să o punem. Aaa, ia că o zburat. Ia că am știu bine aici, o vedeți? Era să o scăpăm jos. Hai, fugi. O, fugit în studio. Da. Așa înseamnă noi măcile. Hai, punem tratamentul și o ramă o lăsăm pe diafragmă. Poate s-ar putea și două, albina cam slăbuță. Ce avem aici? 2, 4, 6, 8. Trebuie și... așa. Un tratament. Așa, sacul. Și iată așa, arătat 3 roișoare. Nu, nu se face diferență la noi între familii, cam tot așa arată. Crească. Vă zic mulțumesc. Și Doamne ajută înainte, că asta e. În grădină așa se văd floricele, frumșele. Aici mama se ocupă, dar că le udăm de atâta. Și e mai frumușele. Dar așa, pe deală, e jele, nu putem să discuim. Asta e situația. Vă doresc la toată lumea sănătate și să aveți grijă de familiile voastre. Și familii, și copii, și familii de albii. Sănătate și toate cele bune.